După anul 1989, sistemele de irigație au fost furate, distruse sau dezafectate, în condițiile în care România are 7 milioane de hectare situate în zona de risc de deșertificare. În județul Dâmbovița, suprafața amenajată este de 36.000 de hectare și cu toate acestea există o singură asociație a utilizatorilor de apă în zona Crovu-Hulubești, care poate asigura necesarul de apă pentru o suprafață de 1.410 hectare. Numai că și aceasta de-abia mai funcționează din lipsa subvențiilor. În privința irigațiilor, în județul Dâmbovița, suprafața amenajată este de 36.000 de hectare, dar având în vedere că terenurile agricole sunt fără mițate, trebuia să încheie contracte multianuale pentru irigații și pentru că nu s-au făcut asociații, măcar de producători agricoli pe exploatații agricole mari și după aceea organizarea unor organizații de ale utilizatorilor de apă pentru irigații, amenajările de irigație au fost trecute printr-o hotărâre de guvern de neutilitate publică. Acestea fiind rămase în conservare, pe o durată de 5 ani conform legii muțeu funciare, după care se vor vinde, transmite proprietatea unor deținători privați și valorificate conform legii. Încercări timide de repunere în funcțiune a vechilor sisteme mai sunt, însă nu se pot concretiza din lipsa fondurilor pentru recuperarea stațiilor de pompare și pentru amenajări interioare. În plus de asta, nici producătorii agricoli nu se asociază pentru suprafețe mai mari. S-a mai înființat o organizație, dar încă nu este pusă în funcțiune, că nefiind fonduri pentru reabilitarea amenajării, pentru repunerea în funcțiune a stației de pompare și a amenajării interioare. Facem niște propuneri de reabilitare a amenajării de irigație pentru a fi cuprinse pe măsura 125A, îmbunătățirea infrastructurii de dezvoltare a agriculturii. Deci facem niște calcule privind costurile care ar fi necesare pentru repunerea în funcțiune a acestor amenajări de irigație. Dar cea mai grea treabă este că în județul Dâmbovița nu se asociază producătorii agricoli în exploatații agricole mari.